Știați că există cazuri rare în istorie în care fete cu vârste sub 10 ani au devenit mame. Printre aceste cazuri se numără și cel al Linei, care la doar 5 ani a născut un băiețel sănătos. Cazul fetiței Lina Medina a șocat lumea medicală și publicul larg în urmă cu mai bine de 80 de ani. Lina s-a născut în Peru în 1933. Încă din primii ani de viață a fost evident că Lina se dezvoltă mult mai repede decât ceilalți copii. De altfel, fetița a avut prima menstruație la vârsta de doar 2 ani și jumătate. La vârsta de 5 ani și câteva luni a început să aibă dureri abdominale și părea să fie însărcinată. Părinții i-au dus-o la medic, dar aceștia erau și ei surprinși de starea fetiței lor. După examinare, medicii au confirmat că Lina era într-adevăr însărcinată. La început, părinții fetei nu au fost de acord să le spună medicilor cine era tatăl copilului, dar mai târziu s-a aflat că tatăl era fratele ei mai mare, care avea 16 ani. Acesta a fost arestat, dar a fost eliberat după câteva zile din cauza lipsei de probe. Cazul a făcut senzație în întreaga lume, iar presa a devenit obsedată de povestea fetiței însărcinate. Medicii erau sceptici în ceea ce privește supraviețuirea fetiței și a copilului, dar în cele din urmă Lina a naștere unui băiețel sănătos prin cezariană. La data de 14 mai 1939, la vârsta de doar 5 ani și 7 luni. După naștere, Lina a devenit faimoasă, fiind supusă unui examen medical intensiv, iar starea ei de sănătate a fost monitorizată îndeaproape. Cu toate acestea, Lina a refuzat să vorbească despre ce i s-a întâmplat, chiar și după ce a crescut și a devenit adultă. După nașterea copilului, Lina a fost adusă în atenția medicilor care erau uluiți de situația sa. La început, medicii nu puteau să creadă că doar o fată de 5 ani ar putea să rămână însărcinată, dar examinările și testele au confirmat că aceasta este realitatea. Mama Lina a fost suspectă inițial de incest, dar a negat cu tărie orice implicare în acest caz. Cazul Lina Medina a tras atenția lumii întregi și a ridicat multe întrebări și controverse. În primul rând, acest caz a ridicat problema sănătății sexuale și reproductive a fetelor și femeilor. În multe părți ale lumii, copilele sunt încă considerate ca fiind niște obiecte de proprietate și sunt supuse unor presiuni mari pentru a se căsători la o vârstă fragedă și a avea copii. În astfel de situații, fetele sunt expuse riscului de a suferi traume fizice și emoționale și de a avea o viață dificilă. Lina Medina trăiește încă în prezent. Ea a trăit cea mai mare parte a vieții ei într-un sat izolat din munții Anzii din Peru. Din păcate, nu se cunoaște prea multe despre viața ei de după nașterea primului copil. Lina a evitat să acorde interviu presei și să vorbească despre experiența ei. Relatează sursebune.com.